Bună seara și bine v-am găsit! Vom începe emisiunea de azi vorbind despre cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei, sarcina, pe cât de miraculoasă e, pe atât de plină de provocări. Practic, fiecare gravidiță are mari bătăi de cap atunci când are o ieșire în oraș, pentru că ținutele se aleg mult mai greu decât înainte. Stilista Alina Caraoș, însărcinată și ea, ne dă câteva sfaturi utile în reportajul ce urmează. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Cu burtică, stilista Alina Caraoș e la fel de inspirată în alegerea ținutelor ca și până la sarcină. Recunoaște că de când este însărcinată își găsește mai greu haine, însă continuă să opteze pentru niște lucruri stilate și neapărat comode. Mă aflu într-un magazin de haine obișnuit, deși sunt însărcinată, optez să port haine stilate din magazine simple, nu neapărat din cele pentru femei însărcinate, pentru că avem o varietate foarte largă. Acum este în trend să purtăm oversize și o femeie însărcinată poate adapta hainele din magazine simple și pentru ea, chiar dacă are o burtică mare sau mică. Cea mai simplă alegere pentru graviduțe sunt rochiile, atât cele lungi cât și cele mai scurte. Rochiile sunt foarte versatile, le putem adapta și cu botine, și cu cardigane, aici încape foarte bine burtica, bulinile sunt în trend, putem purta și rochii mai lungi și rochii mai scurte. Este o rochie stilată, putem adăuga o centură ca să pară și mai stilată. Așa, cu sacouri combinat, de exemplu. Fustele din mătase cu talie înaltă sunt un must-have pentru femeile însărcinate, întrucât pot fi combinate cu ușurință. Putem opta pentru fuste din mătase, care sunt cu talia înaltă. Eu neapărat o să vă dau combinații cu ea. Combinată cu un sacou oversize și un top pe sub negru sau bej, o să fie o combinație perfectă și poate adapta atât o femeie însărcinată cât și o femeie neînsărcinată. O pereche de blugi potriviți pare misiune imposibilă pentru graviduțe, nu și pentru Alina. Femeile deseori se plâng că nu mai pot purta blugi, că le este dor de blugi, dar eu nu văd o problemă în asta să optați pentru mărime mari, cu două, cu trei, cât vă este posibil. Și important să alegeți lungimea corectă și forma corectă a blugului. Adăugați pulovere malete, sacouri și ținuta este perfectă. Iar după ce nu o să aveți purtică, după ce nașteți, pantalonii pot fi adaptați cu centură. Articolele din piele pot fi combinate și ele de minune într-un look care va atrage toate privirile. Să nu vă fie frică să purtați și articole din piele. De exemplu, fusta este cu talie înaltă. Este foarte frumoasă, eu am probat-o și o puteți aborda cu un sacou mai scurt sau cu un body mai sexy, de ce nu? Să nu vă fie frică să fiți senzuale și în sarcină. După ce au ochit hainele care i-au fost pe plac, Alina a trecut la combinarea acestora. Pentru prima ținută am optat pentru o fustă din mătase, apropo este pe elastic, menționez că sunt într-un magazin pentru doamne, deci nu pentru sărcinate. Am pus și o maletă călduță ca să nu ne fie fric, să nu răcim, un sacou oversize, cizme lungi desigur, am și colanți, iarăși ca să ne fie cald și deasupra pot adăuga și un trench, un palton cald, o scurtă lungă și pentru mai multă eleganță am pus o pălărie. Am optat pentru o rochie pentru că sunt un must-have pentru însărcinate și de asemenea le puteți găsi în magazine simple. Am asortat-o cu ciocate într-o nuanță potrivită, o scurtă lungă și se primește un outfit și călduț și stilat. Ador costumele clasice care le adaptez în stil casual. Deci, fiind însărcinată, n-am putut renunța la costume clasice, pur și simplu am ales să port pantaloni cu două mărimi mai mari și mi-este comod și este stilat și lungimea este perfectă. Am asortat costumul cu loferi, cu un tricou sport și mă simt comod, de asemenea am accentuat talia cu o centură ca să arăt că am burtică și că este o perioadă frumoasă. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy, you're always riding. Rămânem la
la haine, nu pentru gravide, ci pentru femei trecute de prima tinerețe. Pentru câteva dintre ele, ținutele stilate sunt un adevărat răsfăț de care au avut parte zilele trecute. Mai multe despre acest proiect discutăm în continuare cu Svetlana Sainsus, pe care o invităm acum alături de mine. Bună seara, draga mea! Bună seara! Vai, mulțumim! Știi că am un mesaj acolo pentru... Perfectele își schimbă culoarea, dar năravul, ba, asta se referă la studio. Înseamnă că tot sunteți rămâneți perfecte, da. Și culoare. Sper să simți bine, hai să facem schimb de cadouri. Da, ai și un cadou din partea partenerilor noștri. Da, cadouri. Da, mulțumesc tare mult, ce frumusețe. Cum se numește floarea ta, nu știu? Hortensia, sunt favoritele mele, le ador florile. Așa, uite și logo-ul se arată perfect. Nu a trădit, înțeles. Da, mulțumesc. N-au uite ce bine stă, mamă, o să întoarcem așa, să arate bine la cameră. Bun, ne apucăm de ale noastre. Ziceam despre un proiect în care ați făcut o zi de răsfăț pentru niște femei. Hai să facem un pic de claritate aici, despre ce femei este vorba și cum au ajuns ele să fie în vizorul tău. Nu pot să numesc încă un proiect, de fapt aș vrea să fac o tradiție din asta, să fac mult mai des. Fac uneori, nu uneori, mai des promovări pe Instagram, haine de magazine și promovând un magazin cu haine pentru doamne cu mărimi mari, aveam mereu foarte mult mesaje, gen ce mult mi-aș dori și eu o haină, niciodată nu-mi găsesc pe mărimea mea sau eu, de când nu mi-am permis eu o haină, am copii, am, zic, mai uite câte istorie, zic, hai să aleg eu o doamnă. Le-am rugat să-mi spună, să-mi scrie povestea lor și să aleg o doamnă, așa să o îmbrac eu, să-i fac o zi frumoasă. O bucurie, da. Da. Și când am văzut atât de mult mesaj, am rugat, erau condiții ca să fie o doamnă cu mărimi mai mari, o să aibă o poveste în spate, nu știu, poate careva tristețe, o întâmplare, o depresie, și o doamnă care nu își permite în acel moment să-și facă bucuria asta. Și am avut atât de multe mesaje, mi-am dat seama că vreau, zic, măcar 5. Și atunci m-am apelat la urmăritoarele mele, zic, vă rog, haideți să mă ajutați, pentru că eu nu-mi permit toate 5 să le fac așa o zi, să le îmbrac cum vreau eu, dar haideți, ajutați-mă să colectăm niște bani. Au fost receptive spre uimirea mea, pentru că noi ne-au obișnuit femeile mai mult, nu știu, să bărfească, să se aline, Și zic, uite, nu cred că o să doneze cineva. Există solidaritate. Dar există și atât de mult m-am bucurat, sunt recunoscătoare și mi-am permis să aleg 5 doamne. Am ales din cele mai sincer, am primit atâtea povești emoționante, doamne, depresie postnatală, careva și-a pierdut soțul, mama... Povești. Mi-am dat seama că avem femei foarte necăjite la noi, care chiar de mult au uitat de ele. Și nu le-am invitat în oraș, am luat micul dejun împreună, le-am dus la shopping, le-am cumpărat absolut tot ce aș dorit și la urmă le-am făcut și un cadou, le-am cumpărat o ședință la un psiholog bun. Fiindcă mi-am dat seama că au nevoie de asta și ele foarte mult îmi povestesc mie multe. În genere, zilnic, nu doar atunci, dar zilnic primesc foarte mult mesaje unde doamnele îmi cer sfatul și mie nu mi se pare corect, eu mereu le explic, nu sunt psiholog. Eu, da, vorbesc când am timp cu ele ca femeie de la femeie, dar nu îmi permit să dau așa un sfat unde este o situație mai gravă, sunt depresii din astea grave și zic, uite, este un cadou și s-au bucurat foarte mult, chiar mi-au spus că... un cadou mai perfect nu există, ele chiar au nevoie să vorbească și n-au cu cine. Și vreau din suflet să fac o tradiție din asta, fetelor, zic, dacă mă susțineți, să facem asta în fiecare lună. Ai adunat ușor banii pentru ca să oferi această zi de... Da. Spre umirea mea, da. N-au donat, ca să spun așa, dacă am peste 60.000 de urmăritoare, au donat, de exemplu, 15 fete. Aha. Dar 15, dar bune, așa. Și după ce deja am postat rezultatele, mi-au scris mult mai multe. Uite, am văzut cu lacrimi în ochi, am văzut doamnele acestea năcăjiți, zic eu, pe fața lor bucurie, zice, uite, îți promit, luna viitoare donez și eu. Probabil le-a plăcut rezultatul, au văzut emoțiile, fericirea. A trebuit mai întâi să vadă cum e. Da. Și am povestit câte un pic, nu am povestit fiecare doamnă ce poveste stă în spatele ei, pentru că nu mi se pare corect, nu am vrut să divulg, dar am povestit câte un pic prin ce trece fiecare și chiar fetele zic, uite, te ascultăm cu lacrimi în ochi, hai donez și eu săptămâna viitoare, luna viitoare. Așa că cred că o să facem o tradiție din asta. 5 femei cu care ai mers cu toate 5 odată? Da. Și cum a fost? Odată. A fost așa? Da, întâi, a fost așa ca, nu știu, ca în filme, știi? Când când merg 5 prieteni. Magazinul a fost foarte receptiv, au deschis magazinul dimineață ca să fim doar noi, așa. Să se ocupe toate vânzătoarele doar de ele. Au făcut și surprize frumoase din partea magazinului, le-au dorit haine, cadou, un buchet de flori la fiecare. Au fost niște emoții, sincer, eu am simțit așa o împlinire, uneori mai ceva ca la niște cazuri mai grave. Mă uitam așa dintr-o parte și mă ascundeam acolo undeva după o haină și mai scăpam și o lacrimă. Zic, uite cât de mult
contează și nu acea haină nouă, dar eu știu că ele aveau nevoie de gura asta de aer, aveau nevoie care este acasă bătută de soț, sistematic, care, așa, povești din astea care, din păcate, mulți femei la noi trec. Și mie atât de mult mi-e jale, mi-e milă de femeile noastre, zic, Doamne, dacă aș avea putere pe toate, așa v-aș lua, v-aș îmbrățișa și v-aș scoate la o cafea, la o vorbă bună, ele la final, nu credeam, atât de mult, zic, Doamne, deja, o doamnă, zic, nu-mi vine să cred, am impresia că cineva mâine o să vie și o să-mi ia aceste haine înapoi, asta e vis, nu a fost, nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Zic, uite cât de banal, o haină nouă, o cafea, un mic dejunul, cât le-a salvat. El așa spunea, uite, ne-ați salvat din starea în care ne aflam. Fiecare sigur, avea sigur o poveste dureroasă în spate. Și... știi cum, de pe o linie dreaptă a apărut o bătaie. Da, da, și asta contează tare mult. Din pot, din senit, cum așa, alte femei, asta era pentru ei incredibil, zice, alte femei străini care nu ne cunosc au donat, zic, da, hai să spargem un pic stereotipurile astea cu care noi femeile și ne eu mâncăm le una așa, pe alta, da? Pentru că și eu am multe, le spun eu, vespișoare care tot îmi scriu comentarii, mesaje din astea răutăcioase, zic, Doamne, așa putem noi între noi să ne mâncăm femeile, hai un pic să ne susținem, pentru că foarte mult contează. Am mesaje foarte grave în care eu mă sperie să le citesc, unde o femeie poate să scrie că vrea să se sinucidă, zic, Doamne, nu-mi scriți, pentru că eu mă simt responsabilă citind asta și deja încerc să am făcut și o postare unde mulți psihologi s-au, am rugat psihologi de la noi ca cine se oferă să le ajute online gratis și au fost doritori, zic, Doamne, și le ajută online gratis, deja se lucrează cu ele, zic, uite ce frumos când femeile totuși s-au solidarizat și un pic, eu pot spune că am salvat așa dintr-o groapă câteva femei cu siguranță. Dar eu cred că se întâmplă în felul următor, aparent este doar o zi, o altfel de zi pentru ele din rutina cu care s-au obișnuit, dar e o zi care s-ar putea să le motiveze să schimbe ceva în viața lor. Da, ele așa și-au spus, este, parcă mi-a schimbat gândirea. Îmi scriu și în ziua de astăzi, sincer, îmi scriu după a doua zi, a treia zi, a patru zi, la mine s-a schimbat totul. Soțul îmi spune, tu zbori, dincolo mama, dincolo, parcă nu mai țip așa de mult la copil, altfel, le-am schimbat cu totul, dar eu știu ce înseamnă. Eu care, sau tu care ne permitem o haină, dar când avem așa o stare mai, eu știu ce înseamnă o manicură făcută la timp și o cafea în oraș, când avem noi zilele așa noastre, momentele de criză. Oricât ar zice că, bă, ce, că sunteți niște materialiste, că haine, că de multe ori să mergi două ore să umbli și să te uiți, nu că să le cumperi, știi? Îți face tare, tare bine pentru creier și eu cred că asta e demonstrat, știi? Mai ales pentru persoanele care, într-adevăr, nu au acces, nu au timp, nu au bani și așa mai departe. Asta vine ca o gură de aer. Ședința asta cu psihologul, o oră ai zis tu, da? Două ore de terapie, apropo, cu psihologul care a fost aici la voi în studio, chiar cu o zi mai înainte. Vorba... cine? Lorina? Lorina, da. Lorina Buga. Ea a acceptat și, dacă sincer, a acceptat la un preț mai puțin decât simbolic, ca să spun așa. Zic, mi-e rușine să cer cadou, fiindcă știu timpul, eu știu totul. Zic, uite, hai, așa, o mică, ca o cafea din partea mea și sunt foarte recunoscătoare că a acceptat, doar în ea am încredere ca să le trimit așa. Eu recunosc, niciodată nu am fost la un psiholog, nu pot să recomand unul așa din propria mea experiență, dar am recomandat-o pe ea, pentru că o cunosc din copilărie. Noi cu Lorina ne cunoaștem ca om, o cunosc și atunci... Și eu știu că, și eu știu deja că o văd ca specialist și face ea, zic că ea cu siguranță le va, așa, le va da un salt așa mai... Da. Mă rog, o vizită la psihologie ca o picătură în ocean, știi, că oamenii fac psihoterapia ani de zile. Ei, dar oricum, eu cred că e un punct de pornire și o motivație. Bun, îmi zicea Svetlana din Aur la machiaj că ai plâns toată ziua. De ce? Am avut un caz astăzi, de fapt am văzut cineva pe internet a postat un flăcău, un băiat de 18 ani care își întreține familia prin a strânge măcieși de pe deal și îl vindea în centrul capitalii. Și la acea postare toți mi-au menționat numele, zic, Doamne, trebuie să-l cunosc, am găsit numărul, telefon și am fost astăzi, zic, doar să-l cunosc, să-l întreb ce are nevoie, să știu cine stă în spate, deși deja știam absolut tot, fiindcă vecinii s-au mobilizat și mi-au povestit toată istoria lor. Fără tată, mama așa mai avea mari probleme cu alcoolul. Sunt 6 copii și când am fost azi, zic, mă merg azi să cumpăr tot măcieșul că îl văd acolo. Și când l-am văzut, eu eram îmbrăcat destul de bine într-o haină de iară, într-o blană și eram vânătă, dacă sincer, de frig, dar el tremura, nu putea să vorbească, zic, uite, hai înainte de a vorbi, hai, te rog frumos cu mine aici aproape, la magazin, la piață, să-ți cumpăr haine. Și atât, eu când vedeam cum el, cu câtă bucurie, măsoară scurtă, nu știu, l-am îmbrăcat din cap până în picioare, zic, mai întâi ne încălzim, după asta vorbim. Și am început să splâng, dacă sincer, la momentul când îi alegeam o căciulă și eu mă străduiam să o aleg un pic mai matură, o căciulă de bărbat care are 18 ani, dar el și-a ales una de asta cu pompon și zice, uite, acolo splâng dacă spun. Zice, vreau de asta, că tare de mult visez. Și mi-am dat seama că e un vis de copilărie, să aibă pompon, dar el nerealizat încă, da.
Și de asta m-a emoționat, zic, uite, cât cineva visează la o căciulă cu pompon. Și, nu știu, și suta așa la scurtă, zici, Doamne, hainele mele sunt cu etichetă, sunt noi, zic, da, sunt noi. Și după asta m-am dus și i-am cumpărat tot măcieșul, i-am cumpărat jumătate, o torbiță mare, așa că spun, apropo, am pus-o la mine în scară, am... Acum am voie să te întreb, ai rezerve de face rezerve în scară, la intrare, am fugit trebuie de acasă, am pus-o scară și am lăsat un mesaj pentru vecinii mei, dragi vecini, luați grație un cadou de la vecina voastră, da? Cred că nu am ce face cu el, dar nu am putut să... El, i-am dat bani și el zice, nu am vrut să-i las măcieșul, simt că el a vândut acel măcieș și nu l-am cumpărat pe tot pentru că el mi-a spus, uite, acum așa de bine o să lucrez, așa mi-e cald, de o plăcere stau, zic, el vrea să mai stea, ne-am lăsat puțin să aibă și am rugat următorii mei, zic, el încă acum este acolo, la unic, mergeți și cumpărați. Am deschis și un cont pentru el la noi pe platformă și acum, înainte să intru la emisiune, m-am uitat, deja erau, am vrut să colectez 30.000 de lei și m-am văzut că deja este peste 30.000 de lei, doar în câteva ore, erau vreo 32.000 de lei, fiindcă l-am întrebat visele lui, visează să aibă un televizor, un dulap, zic, hai că o să încercăm. Și deci ai pus limita asta de 30.000? Așa am calculat cam eu, cam un televizor, trebui, da? Cam un dulap, dar îmi dau seama că acolo este vorba de mult mai mult, fiindcă știu cum trăiesc și este nevoie și de o reparație și de, zic, și am spus, zic, nu oprim donațiile, chiar dacă trecem de suma 30.000 lei, este... Tot timpul, da, este ce de făcut cu cumpărat, banii. Așa că abia aștept în weekend să mă duc să-i vizitez acasă. M-a impresionat mult povestea lui, din păcate că el SMI, dar el a fost mai norocos că cineva l-a observat. Că a ieșit în față, da. Da, ce face? El, zici că are 18 ani, e vârsta la care ori ar trebui să fie în clasa 12-a, ori la facul. Sunt 6 în familie și el, uite, așa lucrează și are grijă de toți. Are grijă are de frații, mai mici. Da, mai mici. Nu am stat mult de vorbă cu el, fiindcă azi a fost asaltat de, am văzut și televiziunea acolo, zic, de, oricum cazul a fost observat, doar l-am luat la cumpărături și am zis, uite, hai, eu strâng, pentru că așa parcă am venit cu mâna goală, oricum l-am făcut fericit, dar zic, eu vreau zi la tine acasă, cu mașina plină de toate cumpărăturile și atunci deja o să aflu mai mult, fiindcă ba, un vecin spune că au și o frățior bolnav, așa, versiuni de peste tot, vreau pe loc să văd situația în casă, era și mămica lui acolo, care am vorbit așa serios și am ținut așa un moral. Zic, Doamne, fiindcă știu că are probleme cu alcoolul și sper, astea sunt cele mai greu de ajutat cazuri. Da. Toate care le ajut, pentru că îmi dau seama că aici ajuți, dar nu știi unde se duce, nu știi unde trebuie se duce, să monitorizezi foarte strict. Din acest motiv, din acești bani, doar o cumpăr strict ce au nevoie, nu o să dau bani în mână sau așa cum ne-am înțeles noi cu oamenii care donează. Și abia aștept să mă duc, nu știu, acasă, cu mașina plină, este un băiat atât de recunoscător. Nu știu, de 100 de ori mulțumesc de mama lui acolo chiar pe scări, Doamne, s-a uitat lumea la mine și s-a aplicat în genunchi, a început să fac cruci, Doamne, zic, ridicați, vă rog, m-am simțit atât de, zic, nu vreau să facem, mi-am dat seama că chiar au nevoie de ajutor și îmi place că este muncitor, nu stau cu mâna întinsă. N-are ce vinde, a găsit un deal, a găsit măcieș, vinde măcieș, chiar dacă nu au acasă o grădină să vândă, așa că asta respectă munca lui. Da. Frumoasă poveste, sperăm, oricum va fi cu sorți de izbând, acum depinde și fiecare calea pe care și-o alege, știi ce face, că oamenii sar în ajutor, uite și datorită ție, se strâng foarte repede acești bani, o calitate a ta pe care pentru mine e un fel de enigmă, știi cum sare lumea așa repejor să răspundă la chemările tale. Să vorbim un pic și despre tine, cum ai pășit în noul an? Da cum? Da cum? Ca tot omul. Da cum? Dacă sincer am pășit cu un gust amar, pentru că eu nu știu ce, îmi părea că nouă la noi scăpăm de măști și tot. Mi se părea, nu știu cum, în 2020 asta așa o glumă. Așa, da, acuș, o lună. Și am pășit așa, zic, nu știu, parcă ne-am obișnuit, exact, o născut în Pilieș, ea nu mai știe probabil cum arată oamenii străini, prin centru, fără măști. Asta la ea în cap, când noi mergem undeva, înainte de a intra într-un magazin, e mama, și mi-a arătat că să-mi pun masca. Ea crede că asta e normal, că așa a fost toată viața, zic, nu știu. Dar am trecut acasă, în familie, ca întotdeauna cu părinții, în Ialoveni, în orașelul natal. Frumos, deja ea înțelege, anul acesta a început să înțeleagă ce înseamnă asta brad. Nu știu, a fost frumos. Un an și abia aștept acuș să vii. Da, și vine o mare sărbătoare în casa voastră, pentru că primăvara începe cu... La voi, Lia e prevestitorul primăverii, cam așa. Cât de mult mi-e place primăvara, cât de mult mi-e place soarele, zic, o dată mai potrivită, ca să o nasc, nu se putea. Eu mereu, și toți care mă știu, mereu mă plâng, și chiar și pe internet, zic, Doamne, alungă tot frigul, tot nesoarea. Eu nu sunt omul frigului, mie nu-mi place, eu nu știu, nu mă simt bine când e frig. Eu mai bine să fie 40 de grade, cum aici, cum la voi, și eu transpir cu geapa pe mine, dacă sincer că e foarte cald, mai bine răbd așa decât afară. Ți-am pregătit condiții, cum îți place. Mulțumesc, da, dar de așa mă zic.
decât frigul. Și zic, Doamne, atât de mult iubesc primăvara, atât de mult așteptam primăvara și când eram însărcinată, zic, Marie, să fie cald, să nu mai port hainele astea cu burta asta mare. Și îmi spunea și medicul cu el, îmi zic, uite, 1 martie, ora deja îmi spunea 00013, mai perfect există dată pentru tine. Zic, nu, asta e primăvara mea. Acum își face 2 ani și ori, parcă așa au trecut. Zic, Doamne, nu vin să cred. Să-ți crească mare, să fie mulțumesc sănătoasă și îți urez din suflet să ai un an de poveste. Mulțumesc. Ca toate poveștile pe care le faci. Mulțumesc. Îți mulțumim tare mult. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Siguranță te induce în eroare. Cu mine, așa s-a întâmplat cel puțin. Îl cunoaștem în continuare pe Marej. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine m-am găsit. Hai să te cunoaștem un pic. Mi s-a părut foarte interesantă vocea ta. De ce vom afla chiar în secundele ce urmează, dar pentru început să ne zici ce înseamnă Marej și care e numele tău de fapt. Deci numele meu de scenă este Marej, numele real este Ștefan. Așa. Ștefan Burlacu, numele Marej de scenă este un secret care urmează să fie descoperit în continuare. Acum nu îl divulgăm și da, cam așa. Și cam așa, are o semnificație, înseamnă are ceva semnificație, și asta vom da. Descoperi după ce îți vom asculta piesele? Sau... Da, adică o să fie descoperit mai târziu. Nu este acum momentul. Măi, ce enigmatic ești tu! Bun! Ștefan, dacă îmi permit să-ți spun așa, da. O să-ți spunem și mare și, mă rog, ne jucăm cu cele două nume. Spune-ne un pic despre tine. De unde vii, câți ani ai? Deci, eu sunt născut în Chișinău, așa, în Republica Moldova. Am 18 ani până când. Mm-hmm. Până când împlinesc 19? Da. Ce pot să vă spun? Mă ocup cu muzica de când sunt pe lume. Am făcut așa și actorie și dans, am făcut mai scurt. Dar ai rămas la muzică? Da. De ce? Pentru că sunt cel mai aproape de muzică. Uh-huh. Actoria, așa, pe planul 2. A, dar dacă e cazul, o mai faci din când în când, nu? Da, da, uh-huh, da. Dar actoria, înțeles că teatru sau... Da, am făcut școala, adică liceu cu profil teatral. Așa. Și am fost și la Academie de Arte, doar că acolo ceva nu... N-a mers și am lăsat. Da. Bun. Te-ai apucat serios de muzică, îți place foarte mult și vreau să te întreb ceva acum, sper să nu greșesc, dar tu ai cântat și prin spații publice? Adică tu ești băiatul ăla care cântă... Da, am cântat pe străzi, prin parcuri. Pentru mine asta nu e o... ceva de ce trebuie să mă tem să vorbesc. Pentru nu, că sigur că nu. Eu socot că... Din potrivă, când... se adună oamenii în jurul tău, nu? Publicul ți creează o stare care te face să vrei și să vrei mai multe de la, de la muzică. Plus că așa vezi, ai contact cu oamenii, vezi imediat reacția lor și vezi ce ar putea să iasă în continuare și ai început să cânti tu ce? Cântam tot felul de cânt, ce limba română, limba rusă și engleză, atât. Așa, iar ca interpreți? Că interpreți cântam de Motans, Kaleo, rock vechi, Radiohead, Nirvana. Am cântat și Carlos, cam așa. Cam așa, ăștia. Da. Rămânem la ultimul pentru că vocea ta este izbitor de asemănătoare cu cea lui Carlos. Ți s-a spus asta probabil de 3 trilioane de ori, nu? Da, clar cum s-a spus. Așa. Dacă vreți să vă răspund... Poți să ne răspunzi cântând, da? Nu. Deci, da. Vocea mea este asemănătoare cu Carlos. Pentru noi asta este... Este un lucru bun, pentru că dacă lumea ne aseamănă cu Carlos Dreams, care acum sunt pe val, în top, pentru noi asta este foarte bine. Pentru noi? De ce pentru noi? Pentru că este proiectul Marej. Așa. Unde este mai multă lume. Bun. Hai să te auzim cântând, să înțeleagă și lumea despre ce vorbim aici. Deci, acum o să vă cânt o bucățică dintr-o piesă care am vrea să o lansăm. Așa. Adică nouă. Uh-huh. Eu pot încă să încurc versul. A, nu e nicio problemă, noi nu o să ne dăm seama. Le știi doar tu. Ai rupt ce ai strâns, tot ce am avut mai tare. Cu mâinile tale ai rupt ce ai strâns, ce am avut prima oară.
Mâinile tale ai rupt și ai strâns tot ce am avut și nu mai pot să te uit în ochii mei. În ochii, în ochii, în ochii, în ochii mei. Am avut tot ce nu mai pot să mai întorc, am avut dimineața apusul, dar iubirea ta e oarbă ca să poată să vadă dor din ochii mei, din ochii mei. Așa. Da. Frumos, așteptăm această piesă să o lansezi, să o auzim, dar cântă-ne și un refren din Carlos. Din păcate, nu pot să vă cânt un refren din Carlos. Așa. Pentru că acum sunt... nu pot să vă cânt un refren din Carlos, pentru că, nu vreau, pentru că... Nu vrei să fie creată asocierea asta? Vrei să fii tu, să fie proiectul tău, Marej, și să nu fie creată asocierea? Cum să vă spun, pentru mine nu este o problemă că sunt asemănat cu Carlos, dar vreau să fie Marej, Ștefan Burlacu, și vreau să fie Carlos aparte. Adică nu vreau să fiu... Eu îl stimez și îl admir, dar... pe domnul Carlos, dar vreau să am cariera aparte, adică așa, să-mi găsesc... Acum eu sunt într-o căutare a... Stilului, ce e al tău, da? Da. Încerci să te definești. Bun, în încercarea asta de a te defini, deja ai câteva piese, lumea le poate găsi online, sunt și limba rusă. Și mai nou, o piesă cu Dara. Da. O piesă tare frumoasă. Vom discuta și cu Dara ceva mai târziu, după ce vom urmări videoclipul. Vreau pe final să-mi spui... unde cânti acum, dacă mai cânti pe stradă, și... ce plan ai pentru proiectul ăsta, Marej? Deci, acum, da, mai este posibil să mă vedeți cântând, dar foarte, foarte rar, pe stradă. Valea Morilor, adică parc, doar că dacă o să fie cald și... și bine, cu altfel și nu să, da. Dar pe planul Marej... Clar că avem planuri mari, avem de scos cântece, avem o grămadă de demo-uri care trebuie terminate. Așa. Trebuie de făcut și clipuri, trebuie să ne apucăm de treaba serios. Trebuie muncit mult, da? Da. Așa, bun. Eu sper să auzim lucruri tare frumoase despre tine. Iar colaborarea cu Dara, cum a fost? De unde a venit? Deci, cântecul Arde-mă. Da. Era undeva jumătate de an început. De către mine și Roman și Cornel Bucătaru, cel mai bun producer din țară. Așa. Și de jumătate de an și nu găseam rezolvare. Tot ne înglodam, nu ieșea versul, nu ieșea refrenul. Până când a venit odată Dara la Roma, nu știu ce treabă aveau, și Roma a spus, încearcă să tragi refrenul ăsta. Așa. Și au tras refrenul și au mai scris și niște versuri și Roma i-a propus dacă nu vrea să facem un feat. Dar au acceptat. Când zici Roma, te referi la Roman Burlaca? Da. Așa. Și dar a acceptat și uite așa, am găsit rezolvarea. Da. A ieșit, da, o piesă tare frumoasă, am ascultat-o cu drag. Imediat vom și vedea videoclipul. Ție țin să-ți mulțumesc din suflet pentru că ai venit la noi, să-ți urez multă baftă și să mai vii la noi cu realizări frumoase. Mulțumesc. Mersi. Foarte mult. Iar noi în continuare ne uităm la clipul Arde-mă. Lasă-mă să te surut încă o dată, pe aceeași bancă, la aceleași cozi de stradă. Unde m-ai văzut ce ai venit să-mi cer un foc? Păcat că am avut și uite cum am ars de tot. Eu aș rogă din mine să pot uite, lasă-mă să rămân eu cu rănile care nu pot, ele nu mai pot să-mi le lasă dinaintea ta, dinaintea ta. Ochii tu nu mai arde și buzele tale nu mai caută noapte. Dar știu că doar cu tine aș putea să ard mai mult decât stelele tragi. Dar arde-mă de el, băi, arde-mă ca ultima toată.
Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am uitat-o. Dar arde-mă întâi, arde-mă ca ultima dată. Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am uitat-o. Recunoaște câte oară mințe, câte oară de prefaci, că încă arzi și încă simți. A câte oară ai avut un foc de prin, colecționarea de brichete, cu ochi frumoși și suflet stâng. Dar tu lasă, lasă-mă să rămân cu rănile care nu pot, ele nu mai pot. Să-mi dea viața dinaintea ta, dinaintea ta. Ochii tăi nu mai arde și buzele tale nu mai caută noapte. Dar știu că doar cu tine aș putea să ard mai mult decât stelele toate. Dar arde-mă greu, arde-mă ca ultima dată. Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am mai uitat-o. Dar arde-mă greu, arde-mă ca ultima dată. Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am mai uitat-o. Și din tot ce a fost în parcul vechi, cu felinare ars în timp. Sunt doar secunde, doar secunde am mai rămas. Și n-am ars, și n-am ars, și n-am ars, și n-am ars. Dar arde-mă greu, arde-mă ca ultima dată. Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am mai uitat-o. Dar arde-mă greu, arde-mă ca ultima dată. Eu pot uita, dar voi pleca. Și doar am mai uitat-o. Iar acum mergem la București și stăm de vorbă cu Dara. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ne vedem, ne auzim, ceea ce e foarte bine. Tocmai am văzut videoclipul, tocmai a fost Marej aici în studio și am discutat puțin și felicitări, apropo. Îi spuneam și lui, mulțumesc, în timpul clipului cât a ieșit din studio, că dacă mă pui să ascult piesa asta fără să știu cine o cântă, știi ce o să zic? Da, da. Nu e nici aminte, dar în moment să discutăm. Așa, nu te-am auzit foarte bine, un pic conexiunea noastră nu este foarte bună, dar sper să ne auzim imediat. Da, te auzim, Dara. Da? Ok, perfect. Zic, este doar un moment de discutat. Nu este neapărat bine sau rău această asemănare despre care vorbesc atât de mulți oameni. Eu cred că Marej merită un vot de încredere, pentru că este un artist tânăr care urmează să se descopere în tot mai multe forme. Da, este o asemănare evidentă, de asta și lumea vorbește despre asta, știi, și e izbitoare, n-ai cum să nu vorbești. Mai ales că tu ești una dintre interpretele care a făcut primele dueturi cu Carla, știi, și acum ascult din nou vocea voastră, vocile voastre, cum se... Da, și îți creează o asociere, n-ai spunea ce să faci. Mă urmăresc așa, așa tipuri de voce. Vocea mea cu așa tipuri de voce se combină foarte bine și sună foarte bine, da. Tu cum ești? Ești tot mai blondă, tot mai slabă, din câte văd eu? Și asta tot mai slabă nu, dar mai blondă, de acord. Nu, no, las că te-am văzut în niște poze și am văzut ce abdomen sculptat ai. Asta, nu, asta cu asta poți fi de acord, mai sculptată, dar nu mai slabă.
Aha, bun. Înseamnă că lucrezi. Deja, nu mai slabă de 3 ani, sunt la fel, minim de 3 ani. Arăți foarte bine în orice caz, asta voiam să zic. Și să trecem la muzică. Uite că a venit colaborarea asta. Cum a fost ea pentru tine? A fost foarte interesant, pentru că este un lucru foarte important despre care vreau să spun. Este că din prima secundă, când am avut prima discuție cu Roman despre ai vrea să rămâi cu piesă, eu am avut un sentiment foarte plăcut și bun de da, vreau să fac parte din asta și vreau să susțin pe acest băiat Marej pentru că merită. Și pe tot parcursul această senzație nu s-a îndepărtat deloc de mine. Și în timpul clipului, și în timpul creării conceptului pentru clip și pentru cum o să lansăm, ce o să facem. Am avut o senzație extraordinar de bună și în continuare o am. Asta mă bucură, pentru că în colaborări, cred că asta e cel mai important, să fii extrem de bine cu tot ce se întâmplă. Ești și foarte rebelă în acest clip, dar mi s-a părut că ești foarte tu, cumva. Da. Da. Ești da. Tu, da. Te simți bine acolo. Sunt asta foarte eu, da, da. Sunt foarte eu. Este una dintre cele mai expresive expresii ale mele, într-adevăr. Dar da, sunt eu și în ultimii ani mă tot apropii de anumite zone în care mă simt foarte bine și în continuare o să vedeți tot mai multe lucruri de genul ăsta. Da, anunțai și pe pentru pagina că urmează ta. Urmează să lansez un album și o să urmeze mai multe chestii video, audio, care o să fie despre Dara acum. Așa, da, am văzut că te pregătești pentru lansarea acestui album. Scriai într-o postare pe Instagram că sunt piese noi, sunt multe de lansat. Ești într-un proces continuu de lucru, foarte multă muncă. Când iese album? Da. O să vă zic, wow, nu m-am așteptat, dar o să fie premieră pentru TV, cu siguranță. Știu doar un grup restrâns de oameni care urmăresc canalul meu de Telegram. Uh-huh. 23 martie, destul de aproape, da. Mai e o lună, exact. Și da. Așa, și lansezi unde? Aici sau mediul online? Sau... Lansez pe mediul online, pe toate platformele digitale. Așa, bun. Mai întâi de toate. Felicitări! Spie, valabil pe 23 martie tot albumul, da. Mulțumim. Asta înseamnă că totul este gata. Mulțumim, zic eu și echipa mea, știi cumva. Da, felicitări și echipei, se știe că e multă muncă în spate, nu este doar o singură persoană care poate duce tot greu pe umerii săi. În același timp, tu te-ai apucat și de, nu știu cum să zic eu, să zic predat, adică... Hai să zicem curs, coaching, așa? Pentru că eu ceea ce fac, eu nu predau one-on-one, adică personal, ci din potrivă mă împart din experiența mea acumulată în atâția ani, mai mult de 15 ani. Cu mai mulți oameni odată, adică adun niște grupuri, fac un curs cu un grup de oameni și învăț chestii tare de tehnice, despre tehnică vocală și despre tehnică vocală trecută prin prisma experienței mele de atâția ani. Și deja sunt mai mult de, cred că aproape 200 de oameni care au trecut prin acest curs. Și urmează în acest an să dublăm numărul de oameni, pentru că merge bine. Devenim tot mai puternici, da, și echipa pentru curs devine tot mai mare și mai puternică și de la curs la curs facem programul tot mai fain și tot mai on point. Da. Dar da, mă bucur nu doar că atâția oameni au făcut cursul ăsta, dar că atâția oameni au rezultate. Unii semnează contracte în țări faine, mari. Dar de unde sunt oamenii ăștia, apropo? Sunt de aici? Din toată lumea, în mare parte. Sunt vorbitori de limbă română. Atâta. Sunt din toată lumea. Sunt moldoveni și români de prin toată lumea. America, Suedia, Olanda, Italia, Rusia, de peste tot. Dar ați mulțumim tare mult, ne bucurăm că te-am auzit, invităm pe toți să vadă clipul vostru, unul tare fain, și te așteptăm acasă cu noul tău album. Așa să fie. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Mersi, pa, pa. Iar noi continuăm. Simfonia Dragostei a răsunat aseară pe scena Palatului Național Nicolae Sulac. Artiști celebri de la noi au cântat iubirea într-un spectacol inedit dedicat zilei îndrăgostiților. Invitatul special al serii a fost interpretul din România, Fuego. Acesta i-a adus un omagiu lui Grigore Vieru, lansând o carte poleită cu aur, în care a fost adunată toată creația poetului.
Gage a cântat despre cel mai frumos sentiment, Fuego a adus un omagiu și regretatului poet Grigore Vieru, un bust și o carte în ediție limitată. Este o carte îmbrăcată în aur, cu foiță de aur, cu pergament, cu opere plastice de artă realizate de cei mai mari pictori români. Grigore Vieru are nevoie să fie citit de generațiile care vin după noi. În scenă a urcat și maestrul Eugen Doga. După ce s-a tratat recent de COVID-19, compozitorul a mărturisit că scena este pentru el precum un medicament bun la toate. Scena are un farmec. Este, nu știu, o enigmă. Vedeam și am uitat de toate bolile. Pe scena de acasă a revenit și Natalia Barbu, care a avut o prestație impecabilă. Eu cred că, de fapt, fiecare zi ar trebui să fie, în fiecare zi ar trebui să fie sărbătorită iubirea, pentru că asta ne face mai umani, mai calzi, mai empatici. Să cânte iubirea a venit și Nicoleta Nucă, stabilită de mai mult timp la București. Iar băieții de la Brio Sonori s-au cântat mai multe cântece de dragoste, printre care și o piesă a regretatului interpret Ștefan Petrache. Iubirea, cântăm despre dragoste, cântăm pentru femei, așa că 14 februarie este un prilej deosebit și special în care să cântăm despre iubire. Spectacolul a încântat publicul, care susține că a adus dorul unui astfel de concert. Emoții de nerietat. Să ne bucurăm că l-avem pe maestru. Pentru Eugen Doga, împreună cu fiica mea, Sofia, să fie ca amintire de asemenea. Concertul Simfolov este la cea de-a doua ediție, fiind acompaniat de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru. Nu e neapărat să fii acasă ca să-i ajuți pe oamenii de aici. Ne demonstrează astăzi și următorul meu invitat, organizatorul unui eveniment frumos în Marea Britanie, care are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din Moldova care au nevoie de ajutor. Despre fotbal în UK discutăm în continuare cu Stelian Roșca. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să te cunosc, mă bucur să cunosc oameni ca tine și povestea ta mi s-a părut de-a dreptul fascinantă. Nici nu știu cum de unde să o iau, așa că o să începem de la început. Născut aici, în Republica Moldova, la Trușeni, corect? Da, da, în suburbie. După care te-ai dus, facem repede rezumatul, după care ai plecat la Iași, unde ai făcut facultatea, după care ai plecat la Londra, exact, unde ai muncit în construcții, ai făcut o facultate și acolo, de osteopatie. Exact. Și firul roșu în toată povestea asta este fotbalul, care ți-a plăcut de mic și pe care l-ai practicat mereu, dar nu neapărat ai putut să-l faci la nivel profesionist, dar nu te-ai lăsat de el. Acum o să încercăm să... Ai venit acasă, Videz? Acasă, Videz, la Trușeni aici? Da, mai am rude aici, mai am familie, o parte din familie este încă în Republica Moldova, vin cu cea mai mare bucurie, cu cel mai mare drag, mă mândresc de fiecare dată să spun că sunt din Moldova. Pentru că avem tradiții frumoase, avem o cultură foarte frumoasă și de asta și vrem să promovăm și să le arătăm și să ne reamintim de tradițiile noastre frumoase de aici, chiar dacă suntem departe de casă. Și chiar dacă ai făcut un drept la Iași, nu ți-a plăcut asta, nu? Da, e interesant. Mi-am dat seama, după ce am început să practic, mi-am dat seama că domeniul juridic nu este ceea ce vreau să fac pentru restul vieții, așa că am decis să iau o decizie radicală, să plec în Marea Britanie, unde, cum ai menționat, am lucrat în construcții și știind că acolo este greu, am luat-o de jos, stăteam cu vreo 6 persoane în aceeași cameră, cu vreo 20 de persoane în casă, cu o singură baie, puneam o foaie pe
ușa de la baie, cine ocupat? Cine intră graficul? Da, exact, așa. Cine face dușul în următoarea da, a fost foarte greu. Acum mă amuză, dar atunci nu era amuzant deloc. Da, anume acea perioadă m-a călit și m-a întărit și să merg înainte. Și asta cu facultatea de osteopatie, acum practici asta? Da, este profesia mea de bază. Uh-huh. Practic, fac prin, într-adevăr, terapie manuală, tratez oameni prin asta, m-am încurajat foarte mult. Am început cu cursuri de masaj din Iași, în paralel cu facultatea de drept, făceam niște cursuri de masaj și m-au încurajat că chiar sunt bun la asta, am abilitatea asta de a face oamenii uh-huh. să... și anume să simt feeling-ul, adică simțirea asta a mușchilor uh-huh. și articulațiilor și a structurilor țesuturilor moaie. Și ce fel de masaj faci? Din asta sportiv? Da, sportiv, deep tissue, de oricare și în același timp osteopatia, prin osteopatie depistăm dezechilibrele biomecanice corpului în general. Așa. Uh-huh. Și cu cine lucrez acum? Cu oricine? Este o, nu știu, da, lucrez și în clinică, dar lucrez privat în general, uh-huh. pentru mine, ca să-mi acord și mie mai mult timp. Așa, și pentru alte activități. Să discutăm un pic și despre pasiunea asta ta mare, fotbalul. Din câte am înțeles, ai fi vrut să faci fotbal profesionist, dar nu erau bani când erai tu mic. Da, da, probabil că din cauza insuficienței resurselor financiare pe care o avea familia mea la acea vreme, dar asta nu m-a împiedicat să-mi urmez pasiunea. Anii de școală au amplificat pasiunea mea și m-a motivat mereu să fiu pe terenul de sport al școlii. Fiecare pauză și după ore eram acolo. Și asta a continuat până acum, că și acum joci fotbal? Joc fotbal, într-adevăr, am făcut și o echipă acolo, am câștigat un turneu la mini fotbal de 5 la 5 într-o ligă de englezi. Uh-huh. Acum am jucat și cu moldovenii în edițiile trecute a proiectului respectiv. Mi-am dat seama că moldovenii joacă mult mai bine decât... A, serios? Da. Păi și cum se explică că Anglia este unde este și noi suntem? Păi uitați-vă exemplu, FC Moldova Dublin a câștigat turneul la mini... FC Moldova Dublin există? Da, exact. A câștigat campionatul la mini fotbal în Irlanda și acum joacă pentru Irlanda în Liga Campionilor la mini fotbal. Nu este mai bun la mini fotbal decât la maxi fotbal. Probabil. Iertați-mi, gluma mea este partea mea, sună foarte urât. Nu știu ce să spun în privința asta, dar cel mai probabil da, pentru că vedeți și Naționala Moldovei de futsal, la fel este, au un nivel mult mai ridicat decât... Dar urmărești Naționala de fotbal a Moldovei cum se mișcă? Da, urmăresc cât îmi permite timpul. Uh-huh. Din cauza că am fost și în România, urmăresc și Naționala României, am și foarte mulți prieteni în România. Așa. Și... din România. Tu trebuie să urmărești Naționala Moldovei și a României și a Angliei și Anglie, exact. Da, ai multă treabă. Și de ce crezi că avem rezultatele pe care le avem? Așa ca o părere de afară. Vorbeam cu anumite persoane care au succes acolo în ce își privește fotbalul și chiar cu Edgar Șuparski, care este capitanul la FC Moldova Dublin, și mi-am dat seama că ca să ai succes e nevoie de foarte multă muncă, implicare, dedicare și o gândire pozitivă până la urmă. Și crezi că băieții noștri nu depun suficientă muncă? Eu cred că da, dar nu știu, pare să fie problema alta, nu știu. Nu știu, nu cred că muncesc alții mai mult ca ai noștri. Noi ne descurcăm, oriunde suntem ne descurcăm. Pentru că mă gândeam... când s-a împărțit norocul la popoare, poate la noi nu a ajuns prea mult, dar ne-a dat chestia de noroc, de a ne descurca. Că cunosc și prieteni care, de exemplu, când eram mic, un prieten a reparat lada lui cu ciorapul de lui maica sa de la mașină. Adică ne descurcăm peste cu tot unde avem, mergem. Nu? Exact. Da. Hai să vorbim și despre evenimentul ăsta, Fotbal în UK. Un eveniment care a pornit nu de mult, dar va fi acum, pe 6 martie, la 3 ediție. Mm-hmm. Și nu este doar despre fotbal, este un fel de, nu știu, pentru mine seamănă mai mult a festival, nu? E o chestie cu de toate pentru toți. Exact. Am început într-o glumă, mm-hmm. am început fără mari așteptări, fără mari speranțe. Prima ediție a fost la începutul lui octombrie anul trecut. Am jucat fotbal pe iarbă, am pus 4 porți acolo, undeva pe iarbă, am făcut niște linii și am văzut dorința băieților de a juca și de a se motiva și... feedback-ul a fost incredibil după. Și atunci hai să continuăm. Așa.
A doua ediție a fost chiar la finalul lui octombrie, adică a fost doar 3 săptămâni între, dar am decis să căutăm parteneri, să căutăm sponsori, să căutăm. Am apelat și la ambasada Republicii Moldova în Marea Britanie, care au fost foarte receptivi și pe tema asta vrem să-i mulțumim lor și pentru receptivitatea lor. Așa, receptivitatea, da? Da. Pentru că au răspuns. Da, da. Exact. Și am... pentru deschiderea lor și apreciem mult susținerea lor și, pentru proiectul care și urmează să colaborăm într-adevăr să facem proiecte frumoase în continuare. Așa, hai să explicăm puțin ce se întâmplă pe 6 martie la acest eveniment. Se joacă fotbal, dar nu numai. Da, este preconizat și pentru maturi, dar și pentru copii. Uh-huh. Pentru că data trecută am văzut că se plictiseau copiii pe acolo și am zis, hai să luăm și niște animatori profesioniști și am și o prietenă care cu asta se ocupă, de fapt. Uh-huh. Este Andreea, care este o prietenă de-a mea din România. Are petreceri animate care, de fapt, duce pe la evenimente și face evenimente de genul. Și am apelat la ea și a zis că cu cea mai mare plăcere vine să ne ajute să țină copiii ocupați măcar câteva ore acolo și asta nu poate decât să ne bucure. Sigur că da. Pe lângă astea mai avem și alte activități, da, sunt... O să fie și volei, o să fie și muzică live, care Dorin Mincev cu echipa lui talentată și cu acordeonul o să fie și ei prezenți. Avem și Ivan Proțap, care ne aduce bucatele tradiționale ale noastre. Pentru data trecută la fel, o să cam flămânți băieții și am zis că de data asta trebuie să facem ceva. O să vină și plăcintele noastre făcute de Caloroso, pizza, la fel, tradiționale de a noastră din Moldova. Da, sunt foarte multe activități în paralel cu... Într-adevăr, sunt multe detalii de pus la punct și pe tema asta vreau să spun că avem și organizator nou, Dorin Rotaru, care are ceva experiență în domeniu și cu Life, Conscious Lifestyle Events și vreau să-i mulțumesc că face parte din... proiectul ăsta, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Iar cel mai important este că se adună niște bani. Exact. Care vor merge unde, spune-ne tu, da? Da, proiectul ăsta, ca și scop, are promovarea unui mod activ de viață și prin cooperare și unificarea diasporei din Marea Britanie și totodată oferirea unui sprijin persoanelor de acasă, de aici, de acasă, din Republica Moldova, care se află în dificultate și... Colaborăm cu Moldova Project, cu asociația obștească care se numește The Moldova Project. Ei cu asta se ocupă și pot să ne ajute să oferim un ajutor organizat copiilor din familiile social vulnerabile. Foarte frumos, vă dorim multă baftă la acest eveniment și, în general, să petreceți bine. Că din asta iese tot bine. Stai că avem și un cadou pentru tine. Mulțumesc frumos. Tenian, mulțumesc tare mult și ție. Următorul meu invitat face senzație, mai ales în afară, acolo unde piesele lui fac să salte mesele de sărbătoare. Cu Valentin Nică discutăm chiar acum. Bună seara, bine ai venit. Bună seara și bine m-am găsit. Cum ești? Foarte bine. Plin de energie? Da, după atâta pauză, da, din cauza pandemiei. Am acumulat energie cât foarte metru. Multe. Da, eu cred că ai simțit-o din plin, dar acum s-a pornit, nu? În diasporă, pe parcursul pandemiei, am mai activat, datorită regulilor care sunt acolo, s-au organizat diferite concerte, este cineva care organizează în diasporă și am avut. Mai răruți, dar am avut. Dar ceea ce ține din nunțele de acasă, dar nu doar nunți, în genere, evenimente private, slab de tot. Slab de tot, dar e senzația mea sau, nu știu, mi se pare mie că în afară parcă ești, nu că aici n-ai fi solicitat, orică te vedem mai des în afară, nu știu, ești mai solicitat acasă sau peste hotare? Eu am avut mare noroc în ultimul timp să fiu apelat de mulți organizatori de evenimente private în diasporă. Am ales cineva care mi-a dat o ofertă cu mult mai bună, atât financiar cât și de durată, de atâta lumea și mă vede. Mulți se întreabă, băi, dar ce nu mai ești sunt interpreți? Ești mai peste hotare, nu? Da, nu mai sunt interpreți, uite, sunt, dar cumva un organizator de concert e mai rău ca un evreu.
deoarece el calculează de 100 de ori care și câți oameni să-i atragă la eveniment. Și uite că... Știu ei ce știu, știi. Au învățat piața deja, știu, da, să se învârtă. Da, da. Dar când e sezonul munților acasă, sunt destul de implicat în, în evenimente. Da. Ultimii ani au fost destul de, nu știu cum să zic eu, extraordinar pentru tine. Ai cunoscut o creștere, piesele tale au nebunit lumea, cred că. Și asta ai simțit-o și tu? Evident. Se simte tot? Știi, acum vorbim că ai piesa asta nouă. Da, da, da. Mă întreb dacă inclusiv din punct de vedere financiar s-a simțit sau pandemia și-a spus cuvântul. Pandemia și-a spus cuvântul, dar eu nu tot timpul m-am bazat pe muzică. Am și alte activități care îmi permit să am libertate financiară. Un artist, dacă nu are libertate financiară, e trist. E trist deoarece ești nevoit să accepți cam tot ce ți-ți propune, unde ți-ți propune. Și asta deseori te limitează să crești. Dar, evident, și financiar cumva s-au schimbat lucrurile. Așa. După hiturile care, da, știe lumea. Care, apropo, este cel mai solicitat? Foarte straniu, știi? Eu de obicei zic un pahar cu vin. Așa. Dar am fost invitat la petreceri și... îmi cereau milioanele sau îmi cereau astă seară să-mi soară un frate de-a meu. Zic, da, uite, eu am un pahar cu vin și o plășințică. Da. Dită mai 16 milioane de vizualizări. Da. Ei, dar nu, că ăsta nu-mi place. Serios? Am avut și astfel de cazuri și cumva m-a mirat, știi? Că... Deci nu neapărat coincide milioanele de vizualizări cu ceea ce se cere la petrecere. Da, dar un pahar cu vin este cartea mea de vizită. Da, este o emblemă. Nu pot să neg acest lucru, așa că... Da, acum ai lansat... Acum ai lansat o altă piesă tare interesantă și m-am uitat la videoclip și am văzut și fețe cunoscute acolo, pentru mine cel puțin, pe Mihai Dicusar, care a fost la noi în studio de curând. Voi, în general, aveți deja o gașcă acolo, pentru că ai cântat la Gala Mad Aid. Da, am cântat. Cu Victoria Danforth ai participat deja la mai multe evenimente organizate de ea, dacă nu greșesc eu. S-a creat o prietenie între voi? Mie îmi plac oamenii cinstiți. Așa? Da, cinstiți. Cred că am fost înțeles când am spus cinstit. Îmi plac oamenii care fac... Accentuat, da. Da, îmi plac oamenii care fac lucruri frumoase. Aha. Și mai întâi de toate se gândesc la cei pentru care fac și după aia la dânșii sau la ei, da. De asta și-am acceptat-o pe Victoria. Nu că am acceptat-o, dar cumva i-am răspuns apelului dumneiei pozitiv, știi? Că oferte sunt foarte multe, dar dacă intri în polemici, cam nu vrei să ajungi acolo. Iar cu Mihai? De unde până unde? Vă cunoșteați sau tot prin... Ne-a făcut cunoștință băieții care organizează filmările, da, caut actori și uite pe platoul de filmare ne-am cunoscut cu Mihai și s-a legat o prietenie foarte strânsă și cumva el m-a adus în Mad Aid. Așa. Bun, zic să vedem clipul, că noi vorbim, nu neapărat toată lumea știe cine e Mihai Dicusar, îl vede imediat în noul tău clip. Hai să vedem. Norocul moldovanul n-a venit. El era pe dealul mare, l-a mușit și l-a trugit. Și de atunci a domnul mare tot și-n lumichică. El a dat la moldovanul ori și zâulică. Moldovanul, moldovanul, cu șocarul faci și banul, banul gologanul. Moldovanul, moldovanul, se-l vârtește toată ziua, numai-ți facă banul. Moldovanul, moldovanul, cu șocarul faci și banul, banul gologanul. Să aibă datorii, o să răstoare munții tată cu mozoale la călcâi. El bănuțul prețuiește, cum eu zis și popa, și cu spatele mușește în toată Europa. Moldovanul, moldovanul, cu
șocaru, fac și banu, banu, gologanu. Moldovanu, moldovanu, se învârtește toată ziua, nu mai scoate banu. Moldovanu, moldovanu, cu șocaru, fac și banu, banu, gologanu. Moldovanu, moldovanu, se învârtește toată ziua, nu mai scoate banu. Surori, o să mă înțeleagă. Bani greu, dar pentru el te duci lumea întreagă. De-ai lăsat copiii acasă, liniștii nu ai. Tot pământul încojori, case de atunci parai. Moldovanu, moldovanu, cu șocarul faci și banu, banu, gologanu. Moldovanu, moldovanu, se învârtește toată ziua, nu mai scoate banu. Moldovanu, moldovanu, cu șocarul faci și banu, banu, gologanu. Moldovanu, se învârtește toată ziua, nu mai scoate banu. În sfârșit mi-a arătat cineva cum se fac banii cu ciocanul. Tot timpul m-am întrebat și mama îmi zicea când eram mică ce fac banii cu ciocanul și nu știam ce înseamnă asta, acum am înțeles. Mă rog, este o... o ironie, o situație hazlie, da. Acum când mi-ai spus, deja îmi imaginam copiii care bat prin casă cu ciocanul să iasă bani din ceva. S-ar putea să se uite la clipul tău și să înceapă un nou joc, știi? Să înceapă să bată. Bun, cumva e luat un pic și peste picior, ai ironizat sau cel puțin așa mi s-a părut mie, firea asta a noastră. Majoritatea dintre noi suntem gata să întoarcem munți și... ca să câștigăm niște bani, mai ușor. Niște bani și după aia ne dăm seama că nu în ei e sensul. Da, da. Ce sunt pentru tine banii? Banii, o unealtă. Aduc nu neapărat fericire? Credeam asta până nu de mult, când a apărut un copil în viața mea. S-au schimbat multe lucruri, am văzut cumva cum trăiește lumea și în afara țării, cu ce principii trăiesc, în genere, modul lor de viață. Și odată cu vârsta am înțeles și eu că banii sunt doar niște hârtii, mai bine zis o unealtă. Sunt situații în care ei nu ne pot ajuta cu păreri de rău sau cu păreri de bine pentru alții. Da, da. Așa că... Dar aduc ei fericire? Depinde din cum să ne uităm. Dacă cineva face fericit obiectele, da, aduc fericirea. Dacă cineva nu face fericit obiectele, nu aduc fericirea. Am înțeles. Bun. Mai avem puțin timp, cam un minut și vreau să te întreb tare scurioasă de, cum le zici tu, șepci, berete, cum se numește? Doar una am. Asta aveam să întreb, dacă sunt mai multe sau... Nu mi-am cumpărat, m-am uitat prin târg, dar n-am găsit ceva să-mi placă. Eu am văzut cumva prindii, da, la public și am zis o les. Când eu am sensuresc, lumea n-a să realizeze că eu m-am îmbătrânit. Vivi mereu tânăr. Așa mă veți vedea de acum încolo... Mulți ani înainte. Mulți ani înainte. Păi, dar stai un pic, că se va deteriora, tot vei avea nevoie de nu, una cel puțin. Neapărat am scumpăr. Dacă e nevoie, îți faci la comandă. Dar exact așa să fie. Am cătat acest model. Da. Să-l cumpăr indiferent unde l-ai găsit și cât a costat, dar n-am găsit. A fost o serie limitată. Foarte interesant. Pe atunci. Am cumpărat-o de la second hand. Serios? Da. Cu cât? Nu, mai țin minte, 50 de lei. Acum, prin 2018, 2017. Și acum a devenit, practic, partea imaginii tale. Da. Vezi, asta tot despre bani. Vorbește mult, nu neapărat să coste scump. Valentina, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Wow. Mult succes, ai și un cadou. Mulțumesc frumos. Mersi tare mult, iar noi încheiem aici emisiunea din această seară. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară perfectă, vă doresc și o săptămână frumoasă.